După ce a fost audiată timp de 3 ore în dosarul Microsoft, Elena Udrea a fost reținută pentru 24 de ore de către procurorii DNA. Ordonanța de reținere a fost emisă la ora 21:40 de minute, pentru două presupuse fapte de trafic de influență și o faptă de spălare de bani. Alba Iulienii susțin că era de așteptat ca Elena Udrea să fie reținută și că își merită soarta. Nu, încă nu-i destul. Și trebuie să-i aresteze pe toți. Toți care sunt clica ei. De 12 ani, de 10 ani, ca țara e prodată și atunci nu trebuie să răspundă cineva, dar trebuie să le iei averile și alea care sunt în altă parte, prin Dubai și prin Elveția și pe acolo, nu să o aresteze, să cheltuim cu ea. Să iei averile, să intre la bugetul statului. Și aia la trebuie. Băsescu? La tot! La Băsescu, el e capul răutăților, el e peștele el mare, el treabă... El a crescut-o și că el a învățat-o poliția. Și a făcut meritat. În urmă cu ceva timp se spunea că America este țara tuturor posibilităților. Se pare că mai nou România a devenit această țară, unde se întâmplă, din păcate, mai multe lucruri proaste, rele, decât lucruri bune. Asta e, sunt ai noștri, sunt oamenii noștri, luăm ca atare. Eu știu, nu sunt eu în măsură să judec pe nimeni. Bineînțeles că îmi displace chestia asta, nu știu ce să zic. Ar trebui totuși să ne preocupe alte probleme. O să lăsăm în pace. Există justiție, în România există persoane care își iau salarul pentru a rezolva aceste cazuri. În cursul zilei de astăzi a urmat ca Elena Udrea să fie prezentată judecătorilor de la Instanța Supremă cu propunerea de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul Microsoft.